Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române. Am lărgit un pic golful de priviri ziua de ieri, dar astăzi ne-am apropiat mai mult spre țărm, spre locul acesta al picturii Nicolae Tonița, Cap de copil. Și pentru că astăzi o pomenim pe Sfânta Nina, ocrotitoarea și luminătoarea Georgiei, poate din nevoia aceasta de a vă vorbi sau de a vedea, de a simți alături de mine un chip al tandreței și al luminii, cum va fi fost Sfânta Nina. Cuvântul de astăzi, din Psaltire, este din Psalmul 10 și spune așa: În Domnul am nădăjduit, cum vezi, zice sufletului meu, mută-te în munți ca o pasăre. Că iată, păcătoși au încordat arcul, pregătit au săgeți în tolbă ca să săgeteze în întuneric pe cei drepți la inimă. Că au surpat ceea ce a așezat, de dreptul ce a făcut. Și apoi spune așa de frumos: Va ploa peste păcătoși lațul, foc și pucioasă, iar suflarea de vifor este partea paharului lor. Că drept este Domnul și dreptatea iubit și fața lui spre cel drept privește. Fața lui Dumnezeu, care privește drept spre fața celui drept, e singura nădejde în foarte multe din furtunile pe care le străbatem în viață. Meditând la cuvântul acesta al Psaltirii, stând aici lângă chipul acesta luminos de copil, poate învățăm mai mult câtă lumină ne poate dărui Dumnezeu în viețile noastre pentru a putea să înfruntăm întunericul. Nu e vorba aici doar dinte pentru dinte, ci este vorba, mult mai important, să constatăm în ce mod Dumnezeu ne schimbă privirea asupra lumii. Prezența Domnului Hristos de la botez în mijlocul poporului lui Israel nu a schimbat doar viața lui și viața celor foarte apropiați de din vremea aceea, ci și viața noastră, fiecare dintre noi. De pe țărmul Iordanului se naște până astăzi forța bisericii de a răspunde cu bine la răutate, cu pace la război. Să învățăm să trăim aceste adevăruri și să spunem că drept este Domnul și dreptatea iubit și fața lui spre cel drept privește. Mâine este o nouă zi.